În general, la această rubrică discutăm despre instituții publice care cheltuie și direcționează contracte către clienți politici și firme controversate. Observăm de fiecare dată care este traseul banilor și care sunt firmele care monopolizează contractele de la o anumită autoritate contractantă. Astăzi schimbăm registrul și ne îndreptăm atenția către o instituție care, după ce am analizat achizițiile ei, am ajuns la concluzia că este de o inutilitate cronică. Vă invit să ne uităm cu atenție la un minister care are un nume cunoscut și respectat, dar care are o activitate care ne face să ne ridicăm întrebări cu privire la utilitatea sa în aceeași măsură în care ne putem întreba dacă nu cumva modul de management este eronat. Pentru a înțelege modul de lucru, vă prezentăm și sumele pe care angajații ministerului respectiv le încasează pentru a face atât de puțină treabă. În 2023 au fost alocate Ministerului Economiei peste 700 de milioane de lei. În ciuda sumei care poate să pară impresionantă, instituția a contractat în acest an numai 3 înțelegeri comerciale. Valoarea totală a acestora depășește cu greu 3 milioane de lei. Bugetarii de la Ministerul Economiei au reușit cu mare greutate să cumpere mașini de 370.000 de, de lei. După ce procedura fusese anulată la finele anului trecut, ei au semnat un contract cu Renault pentru a cumpăra patru autoturisme. La jumătatea anului, alte 870.000 de lei au plecat tot spre aceeași companie pentru achiziția a șase vehicule hibrid. Cel de-al treilea contract al Ministerului Economiei în 2023 a fost de 1,8 milioane de lei și s-a referit la un portal care să cuprindă atlasul economic al României. Banii s-au dus către software Imagination in Vision, care a depus singura ofertă la licitația la care 30% din punctaj se putea obține pe baza metodologiilor, un criteriu considerat arbitrar și care îndepărtează orice concurență. În 2022, serviciile de curățenie au scos 214.000 de lei din bugetul ministerului. Funcționarii de la economie au mai contractat servicii de transport aerian în valoare de 650.000 de lei, iar 400.000 de lei au mers spre laptopuri și materiale promoționale. În total, numai patru licitații au fost atribuite de instituție în anul trecut. Au mai existat două tentative care au fost anulate. Ministerul cu patru secretari de stat și un secretar general are o direcție de achiziții publice și un serviciu care se ocupă cu aceeași problematică. Directorul structurii încasează 15.000 de lei lunar, iar șeful de serviciu 12.000 de lei în fiecare lună. Cei doi funcționari au fost ajutați în organizarea celor șapte proceduri în doi ani de zile de alți doi consilieri de achiziții publice care încasează la rândul lor câte 9.000 de lei pentru a nu face aproape nimic. Nici la capitol achiziții directe nu s-au spetit angajații de la economie. Cei patru oameni care primesc în fiecare lună aproape 10.000 de euro ca salariu au organizat în acest an o medie de 8 achiziții directe pe lună, cam cât o firmă campioană la contracte publice în fiecare zi. Rămâne întrebarea unde se duc cele 700 de milioane de lei care au apărut în bugetul de stat și care au fost alocate acestei structuri consumatoare de bani. În afară de salariile funcționarilor, structurile subordonate reușesc să cheltuie aceste sume departe de ochii publicului.